O ceartă între doi soți s-a încheiat tragic ieri la Drăgănești Olt. În jurul orei 15, inspectoratul de poliție județean a fost anunțat prin 112 că un bărbat ar fi înjunghiat o femeie pe strada Capitan Drăgănescu din orașul Drăgănești Olt, după care ar fi fugit într-o direcție necunoscută. La fața locului s-au deplasat polițiștii din localitate. În urma activităților investigativ-operative, polițiștii au identificat bărbatul pe strada Livezilor din orașul Drăgănești-Olt, acesta fiind condus la sediul poliției pentru audieri. Totul s-ar fi întâmplat în urma unui conflict din cauza geloziei bărbatului, spun anchetatorii. Femeia a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență Slatina, unde a decedat. Medicii spun că avea multiple plăgi înjunghiate pe tot corpul. S-a prezentat o persoană de sex feminin în vârstă de 37 de ani, cu mai multe 10 de plăgi înjunghiate la nivelul toracelui, membrelor superioare, toate profunde sau majoritatea profunde, care au fost fatale pentru dumneaei. A ajuns la noi în stare foarte gravă. În momentul când a fost adusă în UPU, în unitatea de primire urgență, a și stopat. Manevrele de resuscitare au durat aproximativ o oră. N-am avut ce să facem. La locul crimei a ajuns și o echipă complexă de cercetare din cadrul Serviciului Investigații Criminale Olt și Serviciului Criminalistic pentru efectuarea cercetării la fața locului sub coordonarea procurorului de caz de la parchetul de pe lângă Tribunalul Olt. În urma probatoriului administrat, în noaptea de 29 spre 30 aprilie, procurorul de caz din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Olt a dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de bărbatul de 37 de ani sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor calificat, apare în comunicatul poliției Olt. Potrivit anchetatorilor, bărbatul mai este cercetat într-un alt dosar penal pentru viol și agresiune sexuală împotriva fiicei sale, în plus cu o seară înainte de a-și înjunghia soția. Aceasta a sunat la poliție pentru că avea o stare conflictuală cu el. Polițiștii au ajuns la fața locului, însă femeia a refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu împotriva soțului agresor. Conflictul de ieri i-a fost însă fatal femeii. De data aceasta, soțul a agresat-o până la moarte. Bărbatul a fost dus în centrul de reținere și arestare preventivă al Inspectoratului de Poliție Olt, urmând ca astăzi să fie prezentat tribunalului cu propunere de arestare preventivă. Pentru fapta sa, agresorul riscă peste 20 de ani de închisoare.